Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Fostul jucător de fotbal este afectat și în prezent de lipsa tatălui și a dezvăluit totul despre acest subiect delicat al vieții lui. Acesta este afectat de faptul că nu a spus niciodată, în cei 45 de ani pe care îi are, cuvântul tată. Este o traumă pe care o am și acum. E din copilărie. Fă-ți un exercițiu de imaginație și uită-te la un meci de fotbal în care tații își așteaptă copiii, iar pe mine nu mă aștepta nimeni. Pentru mine a rămas imaginea aia și bineînțeles că eu rămâneam singur. A rămas acolo, în schimb, partea asta paternă mi-am luat-o din echipă și din unchii mei. Am avut foarte mulți unchi, care mă luau cu ei peste tot, m-au adoptat. Am 45 de ani și nu am zis cuvântul tată niciodată în viața mea. Pentru mine nu există și mi-aș fi dorit, ca orice copil, a explicat fostul jucător de fotbal, Gian Chiriță e un tată modern. Cred că e cel mai bun cuvânt pe care eu l-am găsit acum. Tată de fată este foarte greu, pentru că am o fată foarte frumoasă. La un moment dat le ziceam și prietenilor că mai bine o făceam mai urâtă, să ai o fată frumoasă nu e chiar confortabil. I-am dat câteva indicații să-i spună iubitului ei ce vreau de la el deocamdată, nu vreau să-l cunosc personal. I-am spus să o respecte, să nu o înjure, să nu-i vorbească urât și să nu îmi spună mie când se ceartă cu el, eu le iau personal, iar dacă se ceartă și se împacă, pentru mine nu mai merge, că eu știu cum am crescut-o, frumos. A dezvăluit el. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.